O oală uitată pe foc a pus pe jar locatarii unui bloc întreg. Vineri la prânz, pompierii au fost chemați de urgență pentru a stinge incendiul izbucnit într-un imobil de pe alea parcului. Pagubele au fost minore, însă proprietarii care erau plecați de acasă vor trebui să plătească pentru neglijența de care au dat dovadă. Panică într-un bloc pe alea parcului. Vineri, în jurul orei 13, locatarii imobilului cu numărul 46 au fost alertați de fumul înnecăcios ce învăluia un apartament la etajul 2. Chiar dacă era ora prânzului, nu mirosea friptură, ci a incendiu. În lipsa proprietarilor, vecinii au chemat de urgență pompierii. Dar de când ați observat? De vreo un sfert de oră. Stă cineva aici? Da, niște băieți. Cu chirie. Sosiți cu promptitudine la fața locului, pompierii au stins focul în 2 timp și 3 mișcări. Mult mai greu le-a fost, în schimb, să intervină cu promptitudine pentru că mașinile parcate pe aleile înguste dintre blocuri au îngreunat accesul autoutilitarei. Nu mai stați aici, coborâți să intrați în casă. Intrați în casă, ne-am deplasat la locul intervenției cu autospecială de intervenție cu apă și spumă. Proprietarul a uitat o oală pe aragaz. Am luat măsurile de primă intervenție, am înlăturat cauza, a remediat problema. Chiar dacă pagubele nu au fost însemnate, proprietarii tot vor trebui să plătească. În cazul lor, neglijența îi va arde la buzunar. Autoritățile îndrept urmând să comunice cuantumul amenzii.